Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. De data asta avem ceva foarte special pentru că s-a lansat oficial Chapter 2 din Poppy Playtime și puteți să vedeți aici mâna lui Mami Longlegs. O să fie destul de interesant, așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Data trecută s-au strâns peste 37.000 de like-uri la primul episod, la primul chapter. Și în momentul în care am jucat eu primul chapter, adică exact în momentul în care s-a lansat, nu mă gândeam că o să fie chiar atât de mare și chiar atât de mult hype pentru jocul ăsta, dar am spus în episodul acela, zic, bă, jocul ăsta cred că o să fie mare. Și mare a fost și încă este, așa că hai să apăsăm cu toții pe butonașul de like, să depășim recordul de data trecută de 37.000 de like-uri. Hai să facem 38.000 de like-uri, ok? Pentru că o să merite, vă promit eu. Așa că hai să vedem care-i trebușoara. O să dăm skip pentru filmulețul de început pentru că l-am văzut deja într-un videoclip de Secrete și Mistere. Practic era un fel de reclamă pentru Mami Longlegs. Dar ne lasă jocul de unde am rămas data trecută. Dacă țineți voi minte, am deschis cutiuța asta și era aici Poppy, da? Păpușa Poppy și a plecat de acolo aparent. Și v-am spus într-un videoclip de Secrete și Mistere că va trebui să deschidem ușa asta și ghiși ce? Chiar ușa asta trebuie să o deschidem. Deci cumva am avut dreptate, dacă e să o luăm așa. Îl avem aici pe Bron, dinozaurul și Huggy Wuggy. Și din ce am înțeles în episodul ăsta, o să întâlnim multe alte caractere. Așa că luați-vă acolo ceva de mâncare, nu știu, popcorn sau ce vreți voi. This way, zice. Ok. Trebuie să deschidem acolo, aparent. Și trebuie să deschidem și aici. Dar ca o mică povestioară pentru voi, să vă povestesc că care a fost treaba cu lansarea acestui joc. Trebuia să se lanseze pe data de 5 și efectiv nu-l mai lansau. Deci am stat și am așteptat cred că până la ora 1 noaptea și acum este ora 3. În momentul de față eu filmez la ora 3 dimineața, dacă vă vine să credeți așa ceva. Cred că o să trebuiască să luăm scara asta, dacă nu mă înșel, pentru că eu credeam că trebuie să mă cațăr pe acolo, dar aparent trebuie să ne folosim de această scară ca să putem să trecem mai departe. Da, abia aștept să văd care e treaba cu Mami Longlegs și cu toate caracterele. Ia uite că pot să dau astea la o parte de aici. O să fie diferit și episodul ăsta o să fie mai lung decât de obicei, dar nu cred că o să vă deranjeze chestia asta. Și hai să luăm astea de aici, să le dăm la o parte. Așa, și am găsit cheia. Și asta era cheia pentru, cred că, ușa respectivă de la acel birou unde trebuie noi să ajungem. Nu pot să mă dau pe chestia asta. Ba da, poți să te dai, dar scara a fost relativ ușor. Și acum putem să deschidem ușa la acest birou. Ok. Trebuie să mă înțelegeți pentru că este ora 3:41 dimineața când filmez eu acest episod. Dar fac asta special pentru voi pentru că știu că ați fi vrut să vedeți episodul. Și chiar vreau să-l jucăm full. Deci până la capăt îl vom juca. Îl vom termina practic. Elliot Ludwig. Ok, interesant. Să mă uit și eu pe aici să văd detalii. În episodul ăsta vreau să jucăm povestea principală, după care în episodul următor vom face Secrete și Mistere și ne vom uita la toate casetele și vom face toate nebuniile astea. Dar pentru început vreau să facem Secrete și Mistere. Uite pe Poppy! Ce face aici? Ea a încercat să dea drumul la curent. Uite. Ok, știm să facem chestia asta pentru că am mai făcut până la urmă și în partea cealaltă. A, trebuie să venim și pe aici. Așa, și conectăm aici. Asta ar trebui să fie destul de simplu, nu? A funcționat? Aș spera că a funcționat, dar nu cred. Ia, mai trecem o dată pe aici și conectăm aici. Acum a mers, deși făcusem aceeași chestie și data trecută. Vreau să-ți mulțumesc că m-ai eliberat. Am fost blocat acolo în cutia aia o grămadă. Vreau să îți dau ceva. Ci că este o ușă specială, are nevoie de un cod și eu am codul. Ok, și pe unde mă duc? A, pe acolo? A, pe aici. Gata, m-am prins. M-am prins de șmecherie. Da, și vedeți, jocul se bazează mult mai mult pe mâinile astea, adică întotdeauna mi s-a părut o mecanică destul de unică, faptul că ai aceste mâini, dar acum mai nou, aceste mâini te ajută mult mai mult.
Ok. Și eu te văd pe tine. Ok. Pe aici? Pe aici pe unde? Eu nu pot să încap prin ventul ăla. Aha, mi-a deschis aici cu mâinile. Putem să intrăm pe aici. Perfect. Și acum... mamă, cum m-am dat. Să văd pe aici care-i trebușoara. Dar vedeți că sunt tot fel de jucării de astea pe jos distruse. Nu știu de ce. Papi, ești bine? Ce faci? Ascultă. Am nevoie. Oh my god. Vreau să-mi zică că are nevoie să avem încredere în ea. Dar hai să mergem după ea, bănuiesc. Sper că e bine. Da, ok, e foarte întunecos aici. Cred că suntem într-un topogan din ce am văzut, dar nu-mi dau seama unde sunt. A, uite acum văd. Mamă, dacă m-a început chapter-ul ăsta, glumești cu mine. Game Station. Power. Ok, trebuie să dăm drumul la curent la Game Station, cred. Și avem unul. A, dar fiți atenți că e o șmecherie aici. E o șmecherie pentru că ne ia curentul. În momentul în care atingem. Deci dacă atinge aici, îți ia curentul de aici. Nu, deci trebuie să facem o chestie de genul ăsta. Trebuie să treci pe aici, nu atingi ăla. L-atingi pe ăsta. Și poate duci așa. Corect? A, trebuie să-l atingi pe ăsta acum. Ok, și acum vii așa. A, mă, că nu ne pricepem. Noi cum să nu ne pricepem? Cum să nu ne pricepem? Hai, deschidem ușa că vreau să trec. Game Station. Parcă pe aici era Mami Long Legs, dacă nu mă înșel. M-a apucat de mână. Mi-a luat mâna. Mami. Oh, nu, a luat-o pe Poppy. E foarte, foarte tristă. Uitați-vă la ea. Lasă-o în pace, dă-i drumul. Lasă-o în pace, te rog frumos. Ok. Deci Game Station încă funcționează. Să mergem acolo să ne jucăm. Săraca. No. Sper că reușim să o salvăm pe Poppy. Mă gândeam că Poppy va fi chiar personajul pozitiv, dar se pare că și că să respectăm regulile sau se va lua de noi rău de tot. Ok. Da, 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 asta nu e creepy deloc. No, no, e total Și acum ce fac? N-am rămas fără o mână. Oh my god, uitați-vă cum arăta înainte aici cu trenul și cu toate alea. A, și uite. Uite, câinele omidă pe care l-am făcut noi pe Garry's Mod. Ia uitați-vă cum arată. Deci sunt toate caracterele. Și un iepure acolo, o iepurele nou. Dinozaurul. Ok, nu știu care din ăștia o să fie în joc. Dar foarte ciudat. Ce se aude? Uitați-vă cum arată zona asta cu trenul. Foarte, foarte mișto făcut. Deci foarte mișto făcut. Trage de maneta asta. Game Station. Ah, uite mă că e ceva înăuntru acolo. Și am nevoie de... Știți că în trailer era mâna verde cu electricitate, dar nu am încă. Trebuie să facem rost de mâna verde de undeva. Ok. Musical Memory. Aici? Musical Memory, da. Are de-a face cu iepurele. Că vedeți că aici e ceva... A, aici e Wack-a-Huggy. Asta cred că e faza aia în care trebuie să... Din trailer. Că sunt niște găuri și ies Huggy-uri de acolo. Iar aici e ceva cu iepurele ăsta, dar nu știu exact ce. Mamă, cum arată toate zonele astea, glumești cu mine? Arată dubios rău de tot. Adică nici nu zici că suntem în fabrica oficială. Zici că suntem în ceva clădire distrusă rău de tot, dar... Ok, aici e bez, nu? Văd o manetă aici. Ok, asta a dat drumul la curent. Și aici avem... Dar ne trebuie mâna verde ca să facem chestia asta. Ia stai să văd eu. Avem aici niște butoane. Ce sunt astea? Sunt biluțe umplute cu ceva, din ce observ. Ce e asta? A, e o conductă pusă greșit. Ok. Și acum putem să continuăm și să facem mai departe.
Dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul acela de like, apăsați-l chiar în acest moment, pentru că, credeți-mă, merită episodul ăsta din plin suportul vostru. Și având în vedere că o să-l jucăm pe tot, eu zic că e tare. Eu zic că e foarte, foarte tare. Deci se duc mâinile aici. Ok. Noi trebuie să facem mâna verde acum, știți? N-are vopsea. Ok. Oh, s-a deschis acolo ceva sus. Ia. Deci să-i punem vopsea verde. Nu știu ce legătură are, că gen pare ca și cum ar fi o mână normală, dar gen e nevoie de... Este și unde e vopseaua. A, uite-o. Vopseaua verde. Vino încoace vopseaua. Opa. Perfect. Cât de avansat e față de primul și cât de bine făcut poate să fie. Deci nu știu, e unul dintre preferatele mele, seria asta cu Poppy Playtime. Adică clar, clar, printre preferatele mele împreună cu FNAF și cu celelalte chestii. Dar cred că ăsta le cam depășește pentru mine personal. Adică nu știu, îmi place foarte mult. Ok, și acum ce trebuie să facem? Apăsăm pe butonul ăsta și așteptăm să ne iasă o mână de asta de aici. Ia, perfect. Și acum avem două. Și acum ce facem? Ah, putem să folosim ăsta. Luăm electricitate de aici și o punem aici. Ia mă că merge. Ce tare. Și acum mâna asta va folosi și la chestia cu electricitatea, pe care nu puteai să o faci înainte. Ia, iepurile cum sună? Oh my god. Cât de creepy e. Ok, am ajuns. Oh, no. Uite-l pe ăla acolo sus. Da, deci aici e zona cu TV-urile, că știți că vedeam noi niște chestii și unii oameni spuneau că ar fi ceva geamuri, dar nu, nu sunt TV-uri aparent. Bine ai venit în Musical Memory. Trebuie să-ți folosești creierul aici pentru a putea trece mai departe. Ok. Și care e faza cu iepurele ăla de acolo, că nu-mi place deloc cum arată treaba. O să ți se arate niște culori și tu va trebui să reții ordinea în care ți sunt prezentate. Ok. Oh, nu, ăla vine de sus spre noi. Și dacă greșim, coboară și mai tare și dacă suntem, dacă facem corect, el va urca înapoi. Dar ăla va veni spre noi, uitați-vă cum arată acolo. Și îți dă cu chestiile alea în cap. Testul o să devină din ce în ce mai periculos și mai rapid. Mult noroc. Da, ce pot să zic? Chiar îmi doream să mă văd cu un iepure de ăsta. Hai, vreau să văd ce se întâmplă. Oh, a venit mami. Ok, mami n-a mai văzut pe cineva care să joace aici de mult. Bă, dar de ce vine ăla spre mine? Alo? Mami? Mami, de ce vine ăla spre mine? Uite ce față are, lol. Deci asta e o nouă creatură. Chiar dacă nu merge pe aici, dar e controlată de mami. Interesant. Poate o băgăm pe Garry's Mod, să vedem. Ar fi tare să o băgăm. Ia să vedem, nu? Yellow. Ok. Red. A, trebuie să le faci. Gata, m-am prins. Yellow și red. Deci trebuie să le faci în ordine asta. Yellow, red, red. Ok. Yellow, red, red, blue. Perfect. Ok. Yellow, red, red, blue, yellow. Ok, am trecut mai departe. Ok, acum începe greu de tot. Uitați-vă ce-i pe aici. Ok, asta nu pot să rețin în niciun caz. Oh my god. Da, deja a luat o razna. Uite, apasă asta. Yes, yes, cred că am făcut ceva. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva. Dar măcar a plecat. S-a stricat mașinăria. Ok. Te descurci totuși destul de bine. Îți voi da o parte din codul pe care îl poți folosi pentru a porni trenul. Ok, unde? Ia-o. Ah, ok. Deci o parte din cod. Bun. Mami was hoping the game could last
Mami spera că totuși acest joc ar putea să mai dureze. Dar e ok totuși. Mami știe că mai sunt și alte jocuri. Ok. Da. Speram să pot să mă duc pe acolo, dar nu. Bineînțeles că nu. Jocul ăsta e plin de surprize și e complet diferit față de chapter 1. În chapter 1 cred că deja pe la punctul ăsta deja terminam jocul. Adică chapter 1 a fost mai mult așa un fel de test, dacă e să o luăm așa. Un test destul de bun. Wow. Dar sincer să fiu, față de ăsta, ăsta se simte mai mult ca un joc complet. Știi, adică asta aș spune. Ok, ce asta? O să o tragi de aici? Măcar o șină. Dar nu merge trasă. O poate... Ia stai să vedem ce mai e pe aici. Sigur. Aha, avem o de-asta de electricitate. Avem dinozaurul ăsta, avem un buton. Vedeți? E prea greu. Trebuie să folosim ăla, fiți atenți. Acum facem. Stai. S-a activat ceva? Cred că s-a activat ăla. Și acum cred că putem să facem cumva. Să luăm pe ăla și să-l aducem aici. Asta mă gândesc. Că trebuie să-l ridicăm pe dinozaurul bron de acolo. Da, mă, uite, acum merge din cauza că am apăsat pe butonul ăla. Dar stai. Trebuie să-l ducem pe această șină. Hai, vină pe mine. Și acum putem să luăm ăsta de aici. Îl punem aici. Și asta ar trebui să funcționeze, să-l ia pe ăsta de aici. Corect? Și acum trebuie să-l tragem rapid. Vino încoace. Să-l lase undeva mai încolo. Am găsit o jucărie cu mami long legs pe jos, vedeți? Interesant. Bun. Acum putem să apăsăm pe buton, pentru că noi ne poate ridica. Și... Ok, în sus pe acolo nu ai cum să mergi. Deci o să trebuiască să mergem pe aici. Da, vedeți, arată complet diferit față de ce eram noi sau cu ce eram noi obișnuiți înainte. Ok, asta te face să te ridici aici. Și probabil se duce așa. Se duce așa și se duce așa. Da, mă. Da, mă, e cu șmecherie. Hai, vreau să mă duc sus. Easy. Astea deja le știm. Puzzle-urile astea sunt simple rău de tot. Dar, sincer să fiu, mie îmi place un joc mai degrabă unde are puzzle-uri mai simple. Pentru că nu-mi place să fie ceva frustrant, știi? Adică îmi place ca un joc să fie distractiv, să te distrezi. Că până la urmă de asta e un joc, nu? Nu sunt genul care să joace un joc să fie extrem de mult challenge. Că după aia, nu prea îmi place ideea. Bun, deci văd că am făcut primul minigame al lui Mami. Acum hai să-l jucăm pe al doilea minigame al lui Mami. Sunt 3 în total ca să ne pută deschide asta. Dar acum putem să deschidem și noi. Ok. Suntem în tren. Și acum noi avem aici exact ordinea pe care trebuie să o aibă astea. Dar nu știm culoarea pe care trebuie să o aibă. Probabil asta o să aflăm următoarea chestie, știi? Și în funcție de minigame-uri ne se dau mai multe chestii aici ca să putem să trecem mai departe, să pornim trenul ăsta. Asta cred că e toată faza. Deci următorul este Whack a Waggy. Nu Huggy, ci Waggy. Așa scrie aici. Ok. Da, e minigame-ul ăla cu găurile și aici o să fie, cred că, foarte greu, pentru că o să fie foarte mulți Huggy. Ia uitați-vă. Deci din toate găurile astea o să iasă câte un Huggy Waggy. Ia, care-i faza? Asta e că am văzut în trailer. Așa e când te uiți la trailerul ăla de 1000 de ori și studiezi fiecare puncticel, fiecare virgulă. Și știi, da, uite, se testează reflexele. Da, păi avem asta deja, adică știm care-i treaba. Zice că jucăriile din zona asta, înainte, aveau ceva frânghii legate de ele. Deci huggy-urile erau legate, ca să nu poată să iasă prea mult din aceste găuri. Dar acum nu mai sunt legate, așa că o să sară pe noi dacă cumva nu suntem atenți. Deci, hai, cu ochii peste tot. Sper că și voi sunteți cu ochii peste tot. Că sincer să fiu... uite că deja îi văd. Oh my god. Se văd foarte puțin, dar sunt diferite culori. Sunt de toate culorile. Cred că în funcție din ce gaură de asta iese, câte unul,
Aia e culoarea pe care o va avea. Asta cred. Sunt sigur. Unul e acolo. Mamă, dar mi-e cam frică puțin. Mi-e cam frică de ei că nu-i văd. E că-i vezi, dar nu-i vezi foarte bine. Dacă se ascunde vreunul și sare pe mine. Asta nu-mi place. Minigame-ul ăsta mă bagă în sperieți. Uite, e unul sus acolo. Încă unul drept în față, unul acolo. Azi încep să apară din ce în ce mai mulți. Unul galben acolo. Unul sus. Unde mai sunt? Îi aud, frate, dar nu-i văd. Unul acolo. Acolo. Unul acolo. Ia. Deci am așa emoții. Era unul acolo gata să sară pe mine. Care mai ești, mă? Care... Ia uzi-l. Te ieși după sunet. Unul sus acolo. Ok. Te văd. Te văd și pe tine și pe tine. Și pe tine și pe tine. Oh my god, unul verde! Wow, cum arăta! Gata, am reușit până la urmă. Mi-a luat ceva. Ok, acum primesc și restul de cod. E mândră de mine. O, Doamne! Vreau să plec de aici. Mami, lasă-mă să plec. Lasă-mă să plec. Ha? Mă lasă să plec? A, uite-mă. Ok, restul de cod mi l-a dat și este... Da, sunt culorile, practic. Și mă lași să și ies de aici? Mai este doar un singur joc pe care ne putem juca aici în Game Station. Mami spera că o să stai aici pentru totdeauna. Dar nu e prea târziu să te răzgândești. Ce părere aveți? Rămânem aici pentru totdeauna sau sal? Eu zic că cam sal. Eu zic că cam sal, nu prea cred că rămânem aici. Mă întreb dacă au mai fost și alții înaintea noastră, știți? A, țin minte faza asta tot din trailer, culmea. Că se dădea ăla pe chestia asta. Mamă! Era să pic. Era să pic puțin. Asta este pisica. Am, ne-am, dar știu că sunt două pisici. Dar nu mai știu care e una și care e alta. Dar astea sunt și caractere secundare. Nu cred că o să apară sau o să aibă foarte multă legătură în joc. Ok, suntem în zona aia în care ziceam eu că ar fi zona trenului de mentenanță. Dar nu știu dacă încape trenul pe aici. Că vedeți, nu încape trenul ăla niciun caz. Trenul ăla e mult prea mare. Și noi trebuie să trecem pe acolo, practic. Hai să vedem ce avem de făcut. Deci sunt zone de-astea. Interesant, dar totuși pe unde? Că pe aici e baricadat, prin partea cealaltă e baricadat. Opa. Agi? Agi-wagi? Bă, dar eu ce fac? Bă, unde mă duc? Agi-wagi, lasă-mă! Oh, e Kissimissi. Kissimissi e prietenă cu noi? Se uită la noi și nu zice nimic. Kissimissi? Ne ajută chiar? E că nu reușește, săraca? Ok, asta e ciudat. Kissimissi e prietenă. Hagi e rău și Kissimissi e prietenă. What? Dar fuge de noi. Nu stă. Stai o secundă, vreau să discutăm. Hey, vreau să discutăm, ok? Nu vreau să discutăm. Barry. Ok. Ok, nu știu că asta trebuie să fac. Asta trebuie să fac? Cred că da. Avem un cart acolo, dar nu știu dacă trebuia să-l iau. Ba da, cred că trebuie să-l iau, să-l iau cu mine. Ca să ne deschidă. Să ne deschidă zona. Tragem cu noi, e un cart plin de jucării. Luăm de aici și punem aici. Corect? Și acum din nou va trebui să... ok. Din nou trebuie să-l iei înapoi și să-l pui aici. Adică trebuie să te folosești de chestia asta destul de des, din ce observ.
E un fel de mecanică, de trebuie să le iei dintr-o parte și să pui în alta. Și uite aici, sunt două chestii de-astea pe care trebuie să le faci. De exemplu, va trebui să... E tocmai de aici, una dintre ele. Nu e aici. E aici. O iei pe asta. O pui aici ca să deschizi. Să atent că e cu șmecherie aici. Dar nu-s grele puzzle-urile, adică sunt relativ simple. Și ăsta-l pui aici. Ok. Și pe ăsta-l tragi pe șine să treacă... De ce nu trece? Ok, cred că am băguit jocul. În mod normal, trebuia să dai acel cart, să distrugă chestia asta și să ajungă aici. Problema e că, din cauza că jocul e băguit, că m-am interesat, e un bug aparent, la unii oameni apare bug-ul ăsta și trebuie să-l rezolve developerii, la ora 4:14 dimineața, din păcate nu rezolvă nimeni bug-uri, așa că a trebuit să ne folosim noi de o șmecherie ca să trecem, dar măcar am trecut. Avem ceva pe aici folositor? Nu. Deci gândiți-vă câte secrete o să găsim în jocul ăsta. Doar gândiți-vă la chestia asta, o să fie genial. Abia aștept să facem episodul cu secrete și mistere. Wow, o să fie tare rău de tot. Dar bineînțeles asta doar cu suport din partea voastră. V-am zis, dacă strângem multe like-uri la episodul de azi, următorul episod cu secrete și mistere o să apară imediat. Dar să vedem suportul din partea voastră. Ok, deci acum avem și restul de cod. Și mai avem un singur joc de jucat. Deci restul de cod este în felul următor. Roșu. Stai că nu e setat cum trebuie. Roșu. Galben. Era bine. Roșu și albastru. Deci asta este corect. Și acum trebuie să aflăm în ce ordine apăsăm butoanele. Că vedeți că e 1, 2, 3 și 4. Eu nu știm în ce ordine trebuie să apăsăm butoanele. Trebuie să aflăm. Deci Kissimissi e prietenă cu noi. Asta e vocea lui Kissimissi aparent. Ok. Ciu-ciu, aflăm foarte multe chestii pe care nu le știam înainte. A, fiți atenți, ne ducem la câinele Omidă, la Omido câine, cum i-am dat eu numele pe Gary's Mod. Ia uitați-vă. Noi n-am știut exact cum arată, ne-am inspirat din poza asta care se vedea ceva de genul ăsta când am creat caracterul. Ceva de genul ăsta se vedea. Și gen, nici nu înțelegeam ce e. De asta nu înseamnă perfect cel din Gary's Mod, dar... O să-l băgăm și pe ăsta, probabil. Așa, bun. Ia, cum sună ăsta? Ce voce are? Ăsta-i Scooby-Doo? Bă, ăsta-i Scooby-Doo. I-au făcut vocea ca la Scooby-Doo. What? Ok, asta-i ciudat. Bun, văd că e ceva aici sus. Ai o de-aia de curent. Ok, m-am prins. Și acum, ăsta trebuie, dar n-am mai am curent ăsta. Ăsta trebuie pus aici ca să-mi schimbe ăla de sus. Ne ridicăm frumos. Opa! Și îl prindem pe ăsta aici. Și ăsta ne deschide ceva. Ce ne-a deschis? Ne-a deschis ceva. Hai să vedem. Trebuie să ne întâlnim cu chestia asta. Jumate câine, jumate... Omidă. Omido câine, cum i-am dat eu numele. Ia. Statues. Trebuie să fii statuie. Ok, e un fel de obicică. Și trebuie să arăți forța pe care o ai. Dar e simplu. Când se închid luminile, ai voie să te miști. Ok. Dar când se deschid luminile, trebuie să stai nemișcat. Te miști din nou doar când se sting luminile. Deci un fel de red light, green light. Oh my god, chestia aia va veni după noi. Uitați-vă ce față are. În primul trailer pe care l-au lansat, Omidă arăta altfel, arăta chiar o Omidă. L-au făcut Omidă o câine, acum recent. Uitați-vă cum arată, what? Acum recent, gen, el nu era așa. Dacă vă uitați și dați stop pe trailer, el arăta chiar ca o Omidă. Înainte. A venit și mami, bineînțeles că vine și mami. Mami, lasă-mă în pace că eu am treabă să mă uit la Omidă o câine. Ok, trebuie să facem cumva să scăpăm neapărat. Trebuie să facem rost de codul ăla. Ideea care-i? Băieții ăștia developerii credeți că nu o să mai facă jocuri? O să facă următorul chapter, cu siguranță. Deci, cumva, nu cred că o să scăpăm. Cumva, deci ceva o să se întâmple, clar. Dar, hai, pot să trec și eu, mersi.
Deci trebuie când se... Doar când se sting luminile avem voie să ne mișcăm. Și e și muzică. Bă, chiar zici că sunt în Squid Game. Oh my god, se mișcă ăla după noi. Ok, ok. Nu m-am mișcat eu. Era din inerție, ok? Era din inerție. Am intrat prin topogan. Din nou, nu a fost vina mea că... Deci poți să te uiți, dar nu poți să te miști cu picioarele. Bă, ăla vine pe sus. Mă duc pe la easy. Uite-l că vine! Oh my god. Nu știu dacă merg bine. Frate, las, va veni aici? Cred că vine aici. Încurcăm dacă vine aici. Eu sunt în topogan. Eu mă dau prin topogan. Vine mare umidă după mine. Și mă dau pe topogan. Deci dacă e chiar aici la ieșire, fac pe mine. Deci fac pe mine direct. Ok. Unde e? Uite-l că iese exact prin topoganul pe care ne-am dat noi. Ok, ok. Bun, bun, bun. Oh my god, vine pe aici. Uite. Acolo sus trebuie să ajungem. Ok. Nu mă mișc, nu mă mișc. Te rog, închide lumina. Ca să pot să trec. Te rog. Yes, yes. Yes! Wow! Am crezut că trebuia să fac asta. Trebuia să fac asta? Nu știu. Nu știu că practic noi am ieșit din jocul ăla, știi? Adică noi trebuia să stăm în joc. Cred că ne caută mami. Ok, Cred că ne cam caută mami în momentul de față, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic despre chestia asta. O aud vorbind. Ok. Nu e bine ce facem. Dar hei, eu vreau să scap. Orice aș face, vreau să scap. Așa că trebuie să găsim ieșirea pe undeva. Noi suntem în zona, într-o zonă afectată a fabricii. Adică, în mod normal, noi n-ar trebui să putem să ajungem aici. Aici ar ajunge doar angajații sau ceva de genul ăsta, cred. Încă un puzzle, trebuie să avem grijă aici să facem ăsta corect. Deci, practic, ai două direcții în care te poți duce. Acolo, dar avem nevoie de o jucărie și văd acolo că e ceva iepure. Și aici, pentru că acolo nu poți să te duci direct. Deci, cred că... Sau iepure sau de asta. Nu știu ce e asta. A, e pisica cealaltă, pisica cu miere. A, uite iepure. Ok, trebuie să facem rost de iepuri ăștia cumva. A, trebuie să-i redirecționez pentru că ei pică pe acolo. Și trebuie să le faci aici cum trebuie direcția. Hai să vedem că sunt mai multe butoane. Și trebuie să-i redirecționăm corect. Ok, deci aici se blochează iarăși și acum se duc pe aici. Și aici cred că se blocheze iarăși. Și acum se duc pe aici. Și acum trebuie să se ducă pe aici. Sau? S-au blocat acolo. Păi se duc bine? Se duc în jos. Acum se duc înapoi. Ok, nu știu dacă am făcut bine ce am făcut. Stai să dau mai jos puțin. Uite mă că e o săgeată care vine încoace. E corectă săgeata asta, dar gen... Asta trebuie să se ducă încolo. Și acum, când vine una încoace, o facem să vină încoace. Așa. Aha! Asta era șmecheria. Bun, și acum avem asta. Păi, ceva acolo sus. Cred că e... Da, sunt niște collectibles. Astea nu sunt obligatorii să le iei, dar... Na, dacă vrei să le iei, poți să faci chestia asta, bănuiesc. Și acum trebuie să mergem în partea cealaltă. Pe zona cealaltă. Iată, hai să punem jucăria aici. Și asta ar trebui să funcționeze. E la fel cum puneam jucăria la Huggy Wuggy, dacă mai țineți minte. E un sistem destul de similar. Și iarăși într-un vent. Am mers în direcția asta, nu știu dacă e corect, dar... Hai să vedem. Bă, avem ceva electricitate aici. De fapt, nu, aici trebuie să punem electricitate, mai bine zis. Deci o să trebuie să ne folosim de acest vent ca să putem să ajungem mai departe. Aha. Deci aici e șmecheria. Și aici avem curentul electric, dar avem nevoie de
Ia stai, conectăm astea. Ne dăm așa. Da, m-am prins acum care-i faza. Deci trebuie să iei curent din partea cealaltă. E un pic tricky toată treaba. Luăm curent din partea asta altă. Trebuie să fie undeva. A? E pe undeva pe aici, nu se poate. Da, deci dacă îl ții aici, se deschide chestia asta, după aia dai drumul, iei ăsta de aici, te duci repede, îl pui aici și acum te duci pe aici și trebuie să te grăbești să iei curentul ăsta, să-l treci pe aici, cred, să-l pui aici. Corect? Corect. Gata, domnule. Și acum pe unde? Pe aici, în niciun caz. Trebuie să ne luăm după cablul ăsta, nu? Da, s-a deschis acolo ceva. Păi, bănuiesc în direcția asta. Da, am bănuit corect, însă n-a fost foarte bine. Ok. Oh my god, mommy long legs! Și că am trișat. E supărată. Mă, dar e supărată rău de tot. Și vrea doar să ne mai jucăm un ultim joc. Acum o să ne jucăm de-a vața ascunsele. Uitați-vă cum i s-au făcut ochii. Bă, ăsta numără invers, numărătoare inversă. Uite scara aia pe care vă arătam eu și ziceam, bă, la ce o să fie folosită scara asta? Uitați-vă la ce te stau deja. Ok, eu am să fug cât pot eu de tare. Pentru că mami este supărată, rău de tot, aș putea spune că este supărată în acest moment. Și nu vrem să o supărăm și mai tare decât atât. Așa că o să fugim unde vedem cu ochii. Prin acest tunel. Oriunde putem. Mamă, cum arată pe aici. Cred că suntem în... Știți că din exterior se vede zona asta cu albastru? Cred că pe acolo suntem. Dar e beznă totală. Deci dacă n-aș avea chestia asta cu lanternă, n-aș putea să fac nimic aici. Ok, avem o manetă. Mi-e frică cu pe aici prin zonă. Că se aude muzica asta ciudată. Am vrut să iau chestia aia, dar n-am putut. Emergency exit. Ieșire de urgență. Dar nu funcționează. Bineînțeles că nu funcționează. De ce ar funcționa ieșirea de urgență? Adică chiar așa mă gândeam și eu. De ce ar funcționa? Ok, avem mai multe culori. Și aici sus... Acestea sunt numerotate. Avem roșu, deci 1 este roșu, 2 este albastru, roșu, albastru, verde. Roșu, albastru, verde și ultima e galben, pentru că na, are logică. Perfect. V-am zis, puzzle-urile în general sunt relativ ușoare, dar apreciez asta, pentru că chiar n-aș fi vrut un puzzle greu! Oh my god! Oh my god, ce fac acum? Ce fac acum? Mami, te rog eu, lasă-mă. Oh my god. Oh my god, vine încoace. Am să stau, sper să nu-mi dau drumul la mână. Uite cum face, e turboată. A plecat? E turboată, vă zic. Deci nu se poate și ceva. Ok. Mergem pe aici frumos. Ok, aici ce? E o zonă de asta de poți să o deschizi din ce văd. Avem un cuptor. Ok. Și exact ce face cuptorul ăsta. Ce este? Da, văd că face foarte mult fum. Asta vine aici. Mold. Facem o piesă? Avem nevoie de o piesă. Ia. Se face în interior acolo. Și uite, piesa va intra aici. Pentru că aici nu putem să tragem de asta până nu avem piesa. Ok, interesant. Nu știam că au și cuptoare aici în Poppy Playtime, dar aparent au de toate. Adică de ce nu până la urmă? Încoace. Da, deci mami e undeva prin zonă. Și nu este foarte fericită chiar deloc. Aș putea spune că nu este fericită. Merge? Merge.
Ok, vai de capul meu cum arată pe aici. Oh, nu. Vine pe mine? Iar vine după mine. Ce pe unde? Oh my god. Acum m-am prins. Că vine focul ăsta și mă apără. Băi, băiatule, dacă nu gândeai aici rapid, erai mort. Deci dacă nu gândeai pe asta instant, erai mort. La faza asta. Ce se va întâmpla acum? Ok, acum putem să trecem. Bă, dar totuși pe aici trebuie să trec. Că practic ușa asta, pe asta am deschis-o. La asta am lucrat să o deschid. Nu? Zic și eu. Totuși. Trage maneta asta. Oh, vine încoace. Oh my god, lasă-mă. A baricadat zona. Ok, avem o fugăreală. Cum era cu Hagi fugăreala, dacă mai țineți minte. Mamă, cum se aude. Unde e? Țineți minte fugăreala cu Hagi? E aceeași fugăreală. Oh my god. E aceeași fugăreală și cu mami. Sus! Vai de capul meu cum se vede când te fugărește. Numai cum se vede, cum se aude și am și picat. Gata, am trecut în partea cealaltă. Nu știu că mai vine. Dar să sperăm că nu mai vine. Să gândim pozitiv. Ok? Ce se întâmplă acum? Oh, în sfârșit văd și o fabrică normală pe unde circulau oamenii. Pentru că unde mergeam noi în niciun caz nu mergeau oamenii normal. Și aici e zona lui mami. Vedeți? Că-s mâinile ei pe pereți și toate astea. Ha, mă, deschide-te mai repede. Oh, nu! Deschide-te! Uite cum aleargă, uite cum aleargă. Se deschide asta sau sal? Deschide. Ce asta? Ah! Am prins-o! Te-am prins! Te-am prins! Aha, aha! Mamă, ce-am prins-o! Ce ai făcut? Ce-am făcut? Vrei să mă faci praf? Te fac eu pe tine praf, mami! Ia uite ce-i face. Gata, am băgat-o în chestia aia. Salut, la revedere. Ce creatură demonică. Ce e aia? E o gheară. Abia aștept să ne ducem în episodul următor cu, știți cum ne ducem noi cu camera și să vedem cine e acolo mai exact. În secrete și mistere. Da, asta dar dacă o să vă placă episodul ăsta și o să strângă multe like-uri. Deci am scăpat de mami Longlegs, wow. Rămas aici piciorul. Ok. Interesant. Foarte, foarte interesant. Hai să mergem mai departe, să vedem cine mai așteaptă. Pentru că acum, având în vedere că am scăpat de mami Longlegs, ea îi cam controla pe toți ăștia, știi? Adică și pe Huggy ați văzut că îi punea să facă diferite lucruri și cam toate creaturile, până și iepurașul acela, era controlat tot de mami Longlegs și vedeți că și-a lăsat pânza de păianjen pe aici, pentru că, după cum v-am zis, ea era un păianjen. A, uite, suntem deasupra trenului și a prins o grămadă de jucării aici cu pânză, vedeți? Și aici afară e un geam, deci se vede lumina de afară. Aș vrea să ies afară în momentul ăsta, dacă se poate. Nu cred că se poate. Așa că... A, uite-o pe Poppy. A, avem codul final. Putem să scăpăm de aici, cred că. Ai omorât-o? Good. Da. Bun. Acum trebuie să mergem la tren. Trebuie să plecăm. Hai la tren. Acum, v-am zis, eu nu cred că o să putem să scăpăm de aici. Pentru că, gândiți-vă logic, trebuie să facă chapter 3, trebuie să facă chapter 4, etc, etc. Adică n-are cum. E imposibil să putem să scăpăm așa. Pur și simplu să scăpăm din... Ceva se va întâmpla. Deci, sunt 100% sigur... Previziunea mea că ceva se va întâmpla. Nu știu ce. Da, hai să vedem. Mamă, deci cât am așteptat momentul ăsta. Hai să le punem corect. Așa erau corect. Și era roșu aici, galben în mijloc, roșu și albastru. Și acum trebuie să le apăsăm 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. A fost corect. Ok. S-a închis ușa. Hai că pornește. Dă-i drumul la tren. Hai, chiar mergem.
Mamă, ce tare e. Nu știu dacă trebuie să țin alea apăsat, dar bănuiesc că nu trebuie. Și trenul ăsta, după cum știm de la începutul jocului, este trenul care ne scapă din fabrica de jucării. Adică ăsta ar trebui să se ducă direct afară din fabrică. Pentru că cu trenul ăsta se intra în fabrică, propriu zis, știi? Adică bine, puteai să intri pe, prin zona principală, dar bineînțeles cu acesta te și intrai în fabrică, știi? Aiurea că n-am putut să ne jucăm pe chestiile alea pe acolo, adică bine, nici n-am încercat, dar nu cred că e posibil. Dar o să încercăm în episodul următoare. Pe episodul ăsta am vrut să mă focusez strict pe poveste, să vedem povestea, să vedem care-i treaba cu jocul. Și că i-am pus în acel case, deci mami a pus-o în case-ul ăla și tu m-ai salvat. Ești prea perfect ca să te pierd. Îmi pare rău, dar nu te pot lăsa să pleci. N-am cunoscut pe nimeni ca tine. Știi cât timp am stat în acel case? Prea mult. Am avut o grămadă de timp să mă gândesc. Și să mă gândesc ce o să fac când o să plec de aici. S-au întâmplat lucruri teribile în fabrica asta de jucării. Și o să faci tot ce zic eu să faci. O să... Ok, nu știu ce vrea, ce planuri are Poppy și de ce mă ține aici, dar... Da, v-am zis, trebuie să existe ceva. Trebuia să existe ceva ca să ne țină aici, pentru că trebuie să facă și următoarele chaptere, nu? E logic. Are logică, dacă vă gândiți. Că altfel... Ce-ar fi? Ai scăpat din închisoare, ai scăpat din fabrica de jucării și salut, nu? Nu e chiar așa. Băieți, o să mai vrea să mai facă și alte... Tragem de asta? Cred? O ce? Nu știu. Ok. Stop the train. Oprește trenul. Păi și cum fac să-l opresc? Unsafe speed. Deci avem o viteză nesigură. A, tragem până la capăt. Bă, se oprește cam cu scântei. Nu știu ce să zic despre chestia aceasta. Alo? Ok, în niciun caz nu cred că e bine ce s-a întâmplat în acest moment. Mă pot mișca puțin, dar s-a răsturnat trenul cu mine. Playcare, scrie acolo. Playcare, cred că o să fie următoarea zonă în care vom putea merge. Playcare. Ok. Chapter 2, Fly in a Web. Și ăsta a fost jocul, wow. Foarte, foarte tare. Mi-a plăcut mult de tot. Deci chiar mi-a plăcut mult de tot. Și față de primul joc, acesta mi s-a părut, bă, de 10 ori mai bine făcut. Adică primul joc mi s-a părut ca un fel de test. Zici că au testat apele să vadă dacă ar prinde jocul ăsta, știi? Și acum parcă au făcut jocul complet, știi? Adică, nu știu, mie mi s-a părut foarte, foarte șmecher. Și acum ce pot să zic? Abia aștept chapter 3. Eu m-am uitat la primul episod pe care l-am postat și în episodul ăla ziceam ceva de genul: bă, abia aștept chapter 2, se va lansa probabil în 1-2 luni. Au trecut 6 luni. Când o să... Bine, se vede de ce au trecut 6 luni, nu mă înțelegeți greșit. Dar acum mă gândesc că o să aștept încă jumătate de an sau cine știe cât pentru următoarea parte. Da, dar oricum avem multe chestii de făcut în jocul ăsta, credeți-mă, și plus de asta că o să luăm caracterele astea, o să le băgăm pe Garry's Mod și să facem și acolo multe chestii. O să vedem. Thank you for playing și vreau să văd dacă e ceva după credite. Sunt curios de chestia asta. Nu, nu e nimic după credite, deci asta este practic tot, altceva nu mai e. Da, oameni buni, acesta a fost episodul, 49 de minute acest episod. Cel puțin în momentul în care văd eu aici. Nu știu dacă e mai scurt sau mai lung la voi. Dar, da. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonajul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!